Hristos a înviat! Bine v-am regăsit, dragii noștri! Suntem din nou la emisiunea Cuvânt pentru Suflet, la Trinitas TV și tema discuției de astăzi este despre războiul duhovnicesc sau nevăzut. Pentru aceasta l-am invitat pe Părintele Protosinghel Asistent Dr. Maxim Vlad, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanța. Preacuvioase Părinte Protosinghel, bine ați revenit! Hristos a înviat! Bine v-am regăsit, adevărat a înviat! Suntem într-o perioadă de după înviere în Biserica Ortodoxă. Trăim în bucuria în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a adus și așa cum se spune astăzi în limbajul acesta foarte modern, împrumutat, ca și concept din alte limbi, din alte culturi, ne-a setat, ne-a pregătit pentru mai bine, pentru speranță, pentru că noi credem în învierea sa, că și noi vom învia cu trupul. Numai că toate cele împlinite și promise de Mântuitorul Iisus Hristos, chiar dacă ni s-au dăruit, nu se dau chiar pe degeaba, cum ar spune românul, trebuie și noi să facem ceva. În orice caz, viața omului este o continuă luptă. În contextul în care trăim și vremurile unui război aproape de noi, noi nu discutăm despre un război văzut, ci despre războiul spiritual sau nevăzut, despre care scriitorul patristic Filotei Sinaitul din Filocalia a IV-a spune că este mai cumplit decât războiul văzut. Deci războiul duhovnicesc mai cumplit decât războiul văzut. Suferința războiului văzut este enormă. Ea mutilează generații, chiar traumatizează culturi și memorii de-a lungul istoriei, diacronic, să spunem așa. Ce este, în schimb, preacuvioase Părinte Maxim, cu acest război nevăzut? Este așa o prețiozitate, o metaforă, o închipuire a noastră? Nu putem și fără el, dacă tot spunem despre creștinism, că este legea iubirii, că Dumnezeu ne cheamă, iată, să ne adune la El, să ne învieze într-o pace și binecuvântare, de ce vorbim noi câteodată sau în orice caz de multe ori despre război nevăzut? Cu cine? De ce? Războiul nevăzut, așa cum îl descriu scripturile și părinții bisericii, este realitatea în care trăiește omul de după căderea în păcat. De fapt, războiul atât în lumea îngerilor cât și în cea a oamenilor a fost o opțiune personală, o manifestare a liberului arbitru prin care îngerii și oamenii au vrut să iasă din ascultarea de Dumnezeu și i-au dat lui Dumnezeu război. Primul război a fost războiul ceresc de care ne vorbește Scriptura și ne spune că Satan, Lucifer, împreună cu o parte din îngerii creați de Dumnezeu, au dat război în cer. Cartea Apocalipsei ne descoperă această realitate și nu numai ea. Au dat război în cer și în urma acestui război, împotriva lui Dumnezeu, s-au îndreptat împotriva lui Dumnezeu, au fost aruncați din cer. Adică Dumnezeu nu s-a luptat, de fapt, cu făpturile sale. Iubirea nu se poate lupta cu nimeni, ci Dumnezeu n-a făcut altceva decât să carantineze răul, n-a făcut altceva decât să se auto-izoleze, să spun așa, nemai dând posibilitatea îngerilor rebeli să-i contamineze și pe ceilalți. De asemenea, atunci când au fost izgoniți din rai Adam și Eva, Dumnezeu a făcut-o tot pentru a le opri accesul la pomul vieții, din care ei se împărtășeau permanent, pentru ca atitudinea lor de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu să nu se înveșnicească, să nu devină o constantă a vieții făpturilor create. Deci tocmai Dumnezeu a neutralizat, ca să spun așa, pe lorzii războiului spiritual, pe îngerii rebeli și pe oameni, nemai dându-le posibilitatea să se hrănească fără pocăință din
izvorul vieții care este Dumnezeu, tocmai pentru ca această stare lăuntrică de dezbinare, de ură, de neascultare, de disperare să se înveșnicească. Însă, îngerii căzuți au atras în războiul lor pe oameni. Și ne spun unele apocrife că îngerii i-au învățat pe oameni la un moment dat, după ce oamenii s-au mulțit, i-au învățat pe oameni meșteșugul sau arta războiului. I-au învățat să fabrice arme, i-au învățat să producă otrăvuri, i-au învățat să ucidă. De altfel, vedem că uciderea aproapelui, adică suprimarea vieții, în condițiile în care Dumnezeu este sursa vieții, este izvorul vieții, suprimarea vieții este prima, menționată ca prima dintre consecințele căderii oamenilor în păcat sau căderii oamenilor în neascultare de Dumnezeu. Abel este ucis de Cain. Cain suprimă viața fratelui său. Și de la Cain încoace s-a perpetuat, aș putea să spun așa, o moștenire războinică în firea oamenilor, o moștenirea morții, moștenirea instinctului de a ucide, care nu face altceva decât să provoace suferință și necaz oamenilor. Însă, Mântuitorul spune să nu vă temeți de cei care ucid trupurile, ci temeți-vă de cei care pot ucide sufletele și să le coboare în întuneric. Practic, miza acestui război spiritual, pentru că războiul fizic are în spate o lucrare spirituală, manifestă de fapt războiul spiritual. Și războiul spiritual este un război pe care duhurile căzute îl poartă împotriva lui Dumnezeu prin intermediul oamenilor. Mântuitorul Iisus Hristos pare că face această trecere, să spunem, de la războiul în cadrele sale văzute la cele nevăzute. Ați dat exemplu acest verset, cuvintele sale, mai este acel episod din grădina Ghețimani când Petru ridică sabia, îi taie urechea slujitorului roman și Hristos îi spune să pună sabia la loc, îl vindecă pe slujitor și spune că împărăția lui nu este din lumea aceasta. Dar există critici pe filieră, pe tradiție marxistă, ateistă, spunem noi, ai Sfintei Scripturi care spun că Biblia, așa cum știu ei, să numească la un loc toate cărțile Vechiului Testament, conține, de fapt, ar fi o carte a războiului, pentru că acolo Dumnezeu poruncește poporului să treacă prin foc și sabie diferite alte popoare, poporului ales. Vechiul Testament este susceptibil de o asemenea interpretare, în condițiile în care poporul ales nu a înțeles foarte bine modul de manifestare și de a fi al lui Dumnezeu și de multe ori a pus pe seama lui Dumnezeu acțiunile proprii, ca și când Dumnezeu a justificat războiul. Să nu uităm că Dumnezeu, într-adevăr, în cazul lui Israel, permite războiul de autoapărare. În timpul lui Elisei și altor profeți, Dumnezeu a oferit sprijin lui Israel, trimițând oștiri de îngeri, oștiri pe care le-a văzut Elisei, de altfel profetul. De altfel, să nu uităm că Dumnezeu se prezintă în Vechiul Testament ca Dumnezeu Savaot, adică Dumnezeu al oștirilor. Al oștirilor, evident, îngerești, da, al armatelor îngerești, care poartă un anumit tip de război. Episodul David și Goliat. Da, numai că războiul este purtat împotriva răului. Războiul este justificat ca o metodă de a contracara acțiunea de răspândire a răului. Vedem că și Ilie, profetul, a pus mâna pe sabie și a ucis profeții mincinoși pe care Izabela și Ahab i-a adus în Israel. Scripturile nu justifică uciderea oamenilor, dar la un moment dat acțiunile unor profeți, acțiunile unor conducători ai oamenilor au fost cumva
binecuvântate din aceste rațiuni de a salva ființa binelui, de a salva ființa unui neam care risca să fie anihilat. Ați vorbit despre apărare, de autoapărare, da. În niciun caz de agresiune, așa cum însă, a fost și în cazul Sfântului Ștefan cel Mare? Sau? Însă în cazul creștinilor, pornind de la Evanghelii, nici măcar războiul de apărare nu poate fi justificat sau binecuvântat, decât forțând nota și ținând cont de rațiunile pe care le-am enumerat adineori. Pentru că atitudinea creștinului trebuie să fie similară cu atitudinea lui Hristos în fața răului. Hristos a vrut și a neutralizat răul, nu i-a mai dat posibilitatea să se manifeste, dar nu a eradicat răul omorând, distrugând. Deci uciderea nu are niciun fel de rațiune, cu atât mai puțin războiul. Războiul nu are niciun fel de rațiune, numai că duhurile căzute, să nu uităm, îl războiesc pe om permanent. Vreau doar să punctez acum, dacă îmi permite, să vă mulțumesc pentru aceste precizări foarte necesare într-un astfel de context, într-un astfel de climat, când toată lumea este cu ochii și pe cele ale credinței, ca să spun așa, în mod general, pentru că există voci în lume, în alte locuri din lumea aceasta, care și în alte religii, să o spunem, și în alte culturi, care justifică, iată, războiul sau războaiele. Ați spus foarte clar că el nu se justifică din perspectiva noastră creștină și ortodoxă. Acum, până să trecem la războiul nevăzut spiritual, care este ceea ce ne interesează în această discuție, Preacuviase Părinte Maxim, mai este ceva intermediar de la acest război văzut militar, la care biserica nu aderă, ci ea stă deoparte, cele ale lumii, să spunem așa, strategiile umane ale unui popor, ale unei țări, culturii, istorii întregi, să spunem, sau imperii, sau cum să mai zicem, state, în orice caz, reprezintă toate problema lor. Biserica, nu decât în mod particular, fiecare are dreptul să ceară lui Dumnezeu să-l ajute, în orice context. Unii fac cruce pe un teren de fotbal când intră să joace, alții în drum spre piață, alții, iată, la război. Deci între războiul văzut și cel nevăzut mai este războiul cultural. Și aici este un teren gri, foarte larg, de confuzie, în care toată lumea pescuiește în ape tulburi. Justifică cu ceva confruntarea sau, în orice caz, înfruntările culturilor din lumea aceasta, care iau câteodată și forme mai agresive. Războiul de vreun fel sau războiul toate spiritual. Toate culturile, în afară de cultura Evangheliei, sunt culturi contaminate. Culturi afectate de justificarea uciderii, de justificarea lucrării răului, a neiubirii de aproape. Și atunci războiul cultural nu este unul spiritual. Aici vreau să... Este spiritual are, sau nu? Are accente spirituale și este inspirat din războiul spiritual, practic. Duhurile căzute inspiră mintea omului. Mintea noastră este supusă permanent influențelor din partea duhurilor necurate, care ne informează prin intermediul gândurilor. Și atunci construcțiile noastre logice, construcțiile noastre ideologice sunt influențate ori de lucrarea acord, lui Dumnezeu. Așa cum comunismul și nazismul trebuie că da, au fost și sunt demonice. Exact, deci sunt inspirate ori de Dumnezeu, așa cum se prezintă el în Evanghelie, ori de duhurile căzute. Deci omul este supus permanent la o dublă sursă de informare, din partea lui Dumnezeu sau din partea duhurilor necurate. Mai există și propria persoană care poate să fie izvor de gânduri și de stări, dar ca efect a mediului în care omul trăiește, ca efect a culturii în mijlocul căreia omul își desfășoară activitatea. Deci omul este supus unui permanent bombardament informațional la nivelul minții. De aceea părinții bisericii atrag atenția asupra calității gândurilor pe care le primim din partea acestor surse de informare. Și atunci, pe baza unui asemenea mecanism, se formează culturile. Culturile, cuvântul cultură, vine de la cult.
În orice caz, nici frântările culturale sau războiile culturale n-ar trebui să justifice războiul văzut. Nu, nu ar trebui să-l justifice, dar războiul poartă de multe ori amprentă culturală și este generat în mijlocul unor culturi de tip războinic, adică unor gândiri sau mentalități care justifică uciderea aproapelui, sigur, care justifică uciderea oamenilor, care justifică epurarea oamenilor, diminuarea numărului lor. Să fim atenți și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să încreștinăm cultura noastră, ca să spiritualizăm. De aceea, toate culturile care nu au ca miez al lor Evanghelia, sunt culturi în care se cultivă moartea, sunt culturi ale morții, ale nihilismului, ale războiului, sunt culturi care merg cumva pașnic până la un punct și după aia îi rump în manifestări violente și justifică violența ca atribut al celui mai puternic. Foarte important de știut mentalitatea sau de înțeles că există o asemenea mentalitate într-un anumit tip de creștinism cumva protestant sau neoprotestant. În sensul că sunt persoane... Se va spune că și ortodox mai nou, pentru că ceea ce se întâmplă exact, lângă noi se justifică din păcate de către alții pe baze ortodoxe. Și spun acești ideologi care ideologizează și instrumentalizează Evanghelia că oamenii puternici și care stăpânesc sunt puternici pentru că Dumnezeu voiește asta și pentru că Dumnezeu binecuvintează ca ei să fie puternici, că dacă nu le-ar permite Dumnezeu existența, ei nu ar putea să stăpânească peste ceilalți și atunci înseamnă că sunt iubiți de Dumnezeu. Asta este concluzia. Ori scripturile, tradiția părinților bisericii, învățătura ortodoxă și mai ales modelul pe care l-au creștinii și anume persoana Mântuitorului Iisus Hristos ne arată că partea și lucrarea adevărată nu este a celui puternic care stăpânește peste ceilalți, ci a celui care slujește nevoilor aproapelui. Iată, eu sunt în mijlocul vostru ca unul ce slujește, spune Mântuitorul Hristos. Deci aceasta este modelul. Modelul relațiilor interumane trebuie să se bazeze pe slujirea reciprocă a oamenilor, nu pe puterea de a-i domina și de a-i stăpâni și de a-i controla pe ceilalți prin teroare, prin frică sau chiar prin ucidere. Da, iată, Filotei Sinaitul, Filocalia a patra, pentru cei care ne urmăresc, capete despre trezvie. Este apărută această lucrare și la editura de Isis, în mod aparte, într-o traducere foarte frumoasă. Acum lucrăm pe traducerea părintelui Dumitru Stăniloae. Așa încep aceste capete, cu această frază spusă de Filotei Sinaitul: există în noi un război al minții, mai cumplit decât cel văzut. Lucrătorul Evlaviei trebuie să alerge și să urmărească cu mintea ținta de a aduna desăvârșit în visteria inimii pomenirea lui Dumnezeu, ca pe un mărgăritar sau ca pe o piatră prețioasă. Iar la pasajul al șaptelea se spune așa: este un război sau există un război într-o ascunsul nostru, susținut de duhurile răutății, care se poartă prin gânduri cu sufletul. Căci acesta fiind nevăzut, puterile acelea răuvoitoare, fiind asemenea cu ființa lui, adică cu sufletul, sufletești asemănătoare, asemănătoare, da, se apropie de el prin războiul nevăzut. Astfel se pot vedea între ele, aceste puteri și suflet, arme, rânduire de bătălie, înșelăciuni viclene, război înfricoșat, ciocniri de luptă și biruințe și înfrângeri din amândouă părțile. Numai un lucru nu are acest război al minții, adică inteligibil, precizează părintele Dumitru Stăniloae, pe care l-are războiul văzut sau sensibil. Vremea hotărâtă a războiului. Nu mai continuăm, da, este... aici am ilustrat puțin... Într-adevăr, între războiul vizibil, care se duce cu armate în această lume, și război invizibil, există o deosebire. Războiul vizibil este programat, se cunosc armatele... War of Choice, chiar poartă denumirea... Da, așa, pe când războiul nevăzut este un război... Al alegerii. Un război care ține toată viața. Din momentul în care omul s-a botezat, el a declarat război diavolului, pentru că prin lepădări, prin afirmațiile pe care le face și alegerile pe care le face la botez, el îi declară război diavolului, spunând că se leapădă de diavol, de toate lucrările lui și de toți slujitorii lui și de toată trufia lui și se unește cu Hristos. Din acel moment, făptura nouă,
născută prin apa, prin baia botezului în Iisus Hristos, devine dușman declarat al demonilor. Și începe războiul spiritual care ține toată viața. Este un război care nu are decât pauze, timpi, să zicem așa, intermediar de liniște, dar în această stare de liniște, de aceea părinții ne îndeamnă la permanentă trezvie, adică la permanentă atenție, în această perioadă de liniște se ascult în continuare cuțitele și demonul pune la cale strategii. De aceea părinții ne avertizează, plecând de la afirmația Apostolului Pavel, celui căruia îi se pare că stă să ia aminte să nu cadă, că atunci când suntem cumva bine din punct de vedere spiritual, să nu ne lăsăm pe tânjală și să credem că am rezolvat problemele și am ajuns la despătimire, pentru că imediat, într-un timp foarte scurt, va urma un atac al demonilor sau demonii pot să nu mai atace, ca nouă să ne scadă vigilența, să lăsăm garda jos și atunci când ni se pare că suntem bine, să ne dea lovitura de grație și să ne arunce din nou în păcatele împotriva cărora am luptat și pe care le-am dorit despătimite. A spus că este o luptă, un război continuu de o viață întreagă cu cel rău. Este primul dintr-o listă care cuprinde vrăjmașul diavol, sinele pe lângă el, adică mă lupt cu mine însumi, păcatele, moartea. Dar vreau să precizați, Părinte Protosinghel Maxim, să ne luminați aici. Confundăm cumva starea noastră războinică de pregătire continuă, iată, și de trezvie cu satana, cu sinele, cum spuneam, cu patimile și poate chiar cu moartea, cu aproapele, cu lumea? Cum facem să nu pornim la un război văzut, din războiul nevăzut? Tocmai este marea înșelare să crezi că cei care îți provoacă, eu știu, suferință, adică oamenii, sunt adevărații vinovați sau cauza nefericirii tale sau a căderilor tale. Nu, oamenii sunt doar niște canale sau niște instrumente prin care urătorul de oameni sau ucigașul de oameni, diavolul, lucrează răul împotriva semenilor. De aceea părinții ne îndeamnă să iubim pe oameni și să iertăm și să înțelegem că în spatele acțiunilor lor rele stă întotdeauna lucrarea vrăjmașului diavol. Deci oamenii nu trebuie blestemați, nu trebuie urâți, trebuie neutralizați și iertați dacă se întorc cu pocăință, dar nu trebuie omorâți considerând că răul... Ce înseamnă neutralizați, mă iertați? Adică puși în situația de a nu mai putea săvârși răul, să nu li se mai dea posibilitatea, prin intermediul culturii, educației, legilor, justiției, prin intermediul acțiunilor noastre non-violente, ca aceștia, oamenii, să nu mai poată să săvârșească rău, adică ei să nu mai poată lucra ceea ce li se transmite în cască de vrăjmașul diavol. Mai avem 5 minute, ultimele 5 minute din discuție și vă rog, dacă se poate, pe scurt, să ne spuneți cum luptăm cu satana, cum luptăm cu sinele, cum luptăm cu patimile și cum luptăm cu moartea. Lupta este cu la nivelul minții. Intenția diavolului este ca omul să nu mai poată să facă voia lui Dumnezeu, să împlinească rugăciunea Tatăl nostru, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ, și omul luptă împotriva gândurilor răutății prin întărirea rațiunii cu rugăciunea, pentru că ținta este bulversarea rațiunii, ca ea să nu mai fie luminată de Duhul Sfânt și rațiunea să nu mai poată să stăpânească peste celelalte două puteri sufletești, voința și simțirea. Și recomandă Filotei Sinaitu ca omul să se hrănească din lectura Sfintelor Scripturi, deci din Cuvântul lui Dumnezeu, să se abțină de la multă vorbire, să postească măsurat, să nu mai mănânce mult și diversificat, să pomenească permanent moartea, amintirea morții ca antidot, să meditezi la pătimirile Mântuitorului Iisus Hristos, la suferințele îndurate pentru noi, să pomenească permanent numele lui Dumnezeu, adică să se roage neîncetat, mai ales cu rugăciunea lui Iisus: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul.
să cugete mai des la moarte și totdeauna să fie atent la mișcările sufletului și ale minții și ale trupului său. Așa te lupți și cu moartea? Asta înseamnă? Tot prin mijloacele cu care te lupți cu păcatele? Și mai ales să se hrănească cu Sfintele Taine, să se hrănească cu Sfânta Împărtășanie, prin care noi ne arătăm biruitori asupra morții. Pentru că nu noi biruim, ci biruiește în noi Cel care ne-a oferit învierea, și anume Mântuitorul Iisus Hristos. Mai este o luptă care n-a făcut cadrul discuției noastre, sperăm poate să o abordăm pe viitor, dacă Dumnezeu binecuvintează și veți avea vreme, Părinte Maxim, și anume lupta din Vechiul Testament dintre Israel și Dumnezeu. Câteva cuvinte pe final despre acest lucru? Da, e lupta cu sinele, de fapt, acolo. Luptând omul Israel cu Dumnezeu, a înțeles că este bine ca Dumnezeu să învingă și că Israel, numai într-o asemenea luptă încordată, omul poate să se cunoască pe sine, omul poate să se transforme, și de aceea acestei lupte i-a urmat schimbarea. Din Iacob a ajuns Israel, Dumnezeu i-a schimbat numele, acest fapt arătând că în inima lui, a lui Iacob, s-a produs o mare transformare și a devenit, iată, tatăl celor 12 patriarhi ai Vechiului Testament. E o discuție și o teologie întreagă bazată pe această luptă a lui Iacov cu Îngerul Domnului, dar întotdeauna va birui Dumnezeu în noi și trebuie să-i permitem lui Dumnezeu, pentru că vorbim de mișcarea liberului arbitru, trebuie să-i permitem lui Dumnezeu să biruiască răul în inima noastră. Vă mulțumesc foarte mult și sperăm că aceste explicații, cuvinte, îndemnuri, tâlcuiri care se bazează pe tradiția noastră ortodoxă, binecuvântată de Dumnezeu, au ajuns la urechile celor care ne urmăresc acum. Vă aștept cu mare drag și mult interes, Preacuvioase Părinte Maxim, data viitoare. Doamne ajută! Dragii noștri, aceasta a fost discuția despre războiul nevăzut sau spiritual. L-am avut invitat pe Părintele Protosinghel, asistent dr. Maxim Vlad, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanța. În speranța unei bune reîntâlniri aici, la Cuvânt pentru Suflet, la Trinitas TV, data viitoare, vă spunem: Hristos a înviat! La revedere!